din tribune sunt ocupate. Lovitura liberă pentru cei de la Tobe, distanță mare față de poarta lui Arlauskis, este o centrare. Lovitura de cap însă pe lângă poarta golkeeperului Stăci. Shakhtyor Karagandy, campioana din 2012, a fost la doar câteva minute de accesul în grupele Champions League. Oricum, Shakhtyor Karagandy a devenit prima echipă din Kazakhstan prezent. O centrare din partea dreaptă. Pizeli se află lângă balon, trimite, dar se descurcă apărarea Stelei. Pizeli, Popa, o intervenție a lui Filip. Susține că a atins mingea, mijlocașul nostru, dar s-a dictat lovitură liberă pe care o bate repede Pizeli. O schimbare de direcție. Moment. Trebuie să avanseze formația lui Costel Gâlcă, să urce liniile. Un șut fără probleme însă pentru Arlauskis. Își pune marți. Aglomerație în fața porții lui Arlauskis. Centrare, de fapt un șut centrare la care portarul Stelei, pentru a-l proteja Arlauskis. A venit cheșerul, centrare tăiată. Iese Arlauskis, boxează arbitru. Se prăbușește de lângă Mineiro. Susține că a fost lovit în figură. De revăzut și această fază. Devin din ce în ce mai agresivi kazahii. Intrare foarte bună a lui Filip, dar jocul continuă. Șutul lui Pizeli pe centrul porții prinde. Foarte bine se dublează, se strâng cei de la pressingului. Acoperă bine însă până acum cam toate zonele terenului. Comprim acolo spațiile în fața propriului careu. Și iată ieșirea de râpă de carul lui Aktobe. Repune pentru Tsarikaev. Tsarikaev mai câștigă câțiva metri. Tot Aktobe rămâne aproape de careul Stelei. Însă, iată aici recuperarea. Stare de uzură care se simte cel mai mult în repriza secundă. Din acest punct de vedere, Steaua trebuie să schimbe ceva. Poate ar fi nevoie de intrarea lui Sân Mărtean, cel care a avut un debut de sezon. Altfel, Aktobe a pierdut destul de puține meciuri în cupele europene în comparație cu jocurile disputate, ritmul partidei. Acum o deviere către Pizeli. Pizeli șutează, mingea trece pe lângă poarta lui Arlauskis și Stelei. Va executa Pizeli de la colțul terenului. Centrare pe bara a doua. Iese Arlauskis, nici acum nu o face foarte bine. Tănase respinge, se cere gol și să vedem de ce. Traseu european cât mai lung. Tănase nu reușește pasa pentru Filip. Poate fi contraatacul kazahilor. Pizeli, Pizeli perpendicular pe poartă, trimite în stânga acolo unde au superioritate. Reală decizia lui Hussein Göcek, balonul a depășit în totalitate linia porții, centrează Pizeli, mingea este respinsă de către Filip, încearcă să iasă pe contrazat spre Adi Popa, puține șanse de reușită într-un duel cu Arzumanian, tot Aktobe câștigă Pizeli, o minge către Danilo. S-o pui la respect pentru că altfel nu te lasă să joci. A prins foarte, foarte mult curaj kazahii după golul de 1-1, iar acum se joacă fixe. Omul cu centrările, Pizeli. Steaua face un marcaj om la om, centrare înaltă și acum Arlauskis! Opre că va fi suficient de concentrat lituanianul, că va fi inspirat. În general a centrat bine acest jucător, Pizeli. Mingea revine, Pizeli. Deschide unghiul, centrează. Pizeli, Steaua trebuie să fie foarte, foarte atentă la această fază fixă, o centrare un pic cam scurtă mi s-a părut.